Continuă emisiunea de Ale Buzoianului. Vorbim cu domnul Gheorghe Boieru. Așa cum știți, este consultantul companiei de apă pe proiectul cu fonduri europene. Dânsul însă conduce o companie de consultanță care în toată țara atrage 18%, îmi spuneați, din fondurile europene la nivel național. Din programul operațional infrastructură mare astăzi, 18% din banii de la Uniunea Europeană vin prin Romer Consulting. Aș vrea să vă întreb, domnule Boieru, pentru că vorbeam despre proiecte pe fonduri europene și despre proiectul în Buzău. Știu că avem în România, datorită dumneavoastră, cel mai mare proiect pe fonduri europene din Europa. Adică da. Ați atras cei mai mulți pentru bani europeni. Pentru un operator similar ca la Buzău, compania de apă din? Din Constanța, Raja din se Constanța. Cheamă, care operează în 5 județe, 667 de milioane de euro. E și cel acolo, mai mare la Constanța, din metrul cub de apă, cât costă? E puțin mai mult ca la Buzău. E puțin mai mare, da. N-am venit cu tarifele, le-am pe toată țara. N-am știut că e o problemă la Buzău. A trebuit să nu fie și m-aș bucura să putem discuta cu oamenii ca să înțelegem. Bem și o bere, dar punem și un leu pentru apă, că ne facem bine și copiilor noștri. Cât de importantă e apa, o să ne spuneți imediat, că în pauză mi-ați dat așa niște exemple la care probabil 90% dintre cei care se gândesc la prețul apei nu se gândesc la consecințe, da. În cazul în care apa nu ar fi de calitate. Și vorbim cu un telespectator acum. Bună seara, sunteți în direct. Rămâna, referitor la apa meteorică, aș întreba pe domnul consultant, dacă noi fiecare captăm de la Dumnezeu apa de ploaie și o trimitem în canalizare pe proprietatea noastră, prin conductele pluviale, spălăm canalizarea, da? Că spuneți că nu s-a mai spălat de 35 de ani canalele. Deci noi, prin proprietatea noastră, o captăm. Ploaia ne influențează terasele, dar totuși, mă rog, noi o plătim ca apă meteorică companiei de apă. E în regulă treaba asta, odată. Și altă întrebare mare fie următoarea. Există vreo corelare între prețul apei la Buzău și numărul de salariați de la compania de apă, care este foarte mare, cu salarii foarte mari? Atât, o seară bună. Seara bună vă doresc. Bună seara. Dumneavoastră, sigur, nu plătiți apa pluvială, chiar dacă trece pe proprietatea dumneavoastră companiei de apă din Buzău. Compania de apă din Buzău administrează apa și apa menajeră. Și apa pluvială, dacă pleacă prin canal, el pleacă într-o stație de retenție și de acolo mai departe. Deci apa pluvială, dacă vine de pe terenul dumneavoastră, nu intră decât poate accidental în sistemul apei menajere. Dacă despre spunea asta este vorba. Spunea că spală canalul datorită apei pluviale pe care o colectează menajeră, pe proprietate. Da, nu știu a explica. Nu sunt multe situații prin care apa pluvială de pe o proprietate, să zic că are omul acasă 1000 de metri pătrați, apa de aici este adunată, merge într-un sistem de canalizare a apelor pluviale și de acolo se intre în sistemul apelor menajere să spele. E posibil într-o zonă. Nu știu a răspunde. Apa menajeră e apa menajeră, apele pluviale sunt apele pluviale. Dacă sistemul de canalizare este dual, este combinat, atunci, într-adevăr, putem spune că dânsul cu apa de pe acel teren a ajutat sistemul de canalizare să fie spălat. Dar asta nu e rău. Noi trebuie să ajutăm companiile de apă. Dragi buzoieni, e foarte important să înțeleagă sau să transmitem un mesaj. Ați văzut care e mentalitatea? Adică credeți că are vreo legătură prețul apei cu salariul angajaților companiei de apă? Asta vă compania de apă nu are mai mult sau mai puțin oameni decât ceea ce sunt necesar. Dacă compania de apă are un angajat în plus, în fișa individuală a UIP-ului, transmisă Comisiei Uniunii Europene, dacă îi apare în loc de 102 angajați sau 90 de angajați, 94 de angajați, are o problemă. Are o mare problemă și, sigur, nu primim finanțare, schimbă cota de cofinanțare. Aceste proiecte europene și ce face compania de apă, noi toți, dragi buzoieni, trebuie să venim în sprijinul acestei companii. Păi cum vrem să fie apa mai bună decât atragând bani de la Uniunea Europeană și nu se atrag ușor? Asta vreau să vă întreb. Cât a fost nu este de greu o glumă. Să obțineți finanțare? De Doamna la... director general și alți colegi, deci ați lucrat nu este și cu o glumă. Domnul Tescaru, deci nu, vă, nu o să fiți Tescaru. Bănuit că îi faceți acum vreo campanie doamnei Săvulescu. Nu, lucrez cu
hai să zic o treime din companiile de apă din România. Sunt 11 companii cu care lucrați acum. Din 41, la alte 5 companii facem supervizarea lucrărilor. Deci, buzoienii și populația, noi trebuie să înțelegem să venim în sprijinul companiei de apă, să avem stații de tratare bună, să avem o apă bună și un sistem de canalizare bun și e adevărat să ne gândim și că apa mea pluvială trece din sistemul în sistemul menajer și poate ajută compania de apă. Compania de apă nu își permite, companiile de apă din România și toate sunt finanțate de Uniunea Europeană, nu își permite nici să angajeze, nici să mărească salariile, nici să mărească tariful decât într-o concordanță care se găsește în analiza cost-beneficiu, pe care noi, în calitate de consultanți, facem proiectul, împreună cu beneficiarul mergem la Jaspers, la Jaspers ne verifică lucrarea, plecăm cu ea la Comisia Uniunii Europene și Comisia Uniunii Europene aprobă fiecare bănuț. Fiecare bănuț. Acum suntem în analiza soluțiilor tehnice pentru Buzău, tocmai în condițiile în care eu trebuie să demonstrez Comisiei Uniunii Europene că trebuie să-mi dea bani aproape dublu pe unele porțiuni din Buzău, că nu pot să fac săpătură deschisă. Că deci nu ajung banii alocați deja și vreți să cereți o suplimentare? Nu, nu. Noi trebuie să explicăm aceste soluții. Noi am cerut 100 de lei și el spune... îți dau 50 de lei, dar fac cu săpătură deschisă. Și noi atunci trebuie să explicăm că soluția tehnică e mai scumpă, dar uite din situația asta. Și până la urmă, dacă el vrea să taie, va tăia 10 lei, 15, nu știu. Dar fiecare bănuț este deci foarte muncit. Deci nu vă așteaptă nimeni la Comisia Europeană cu banii pregătiți. Și să spună, voi buzoienii unde erați și vreți, da, veniți voi și... Nu, trebuie să demonstrăm că am fost bun pe post, că managementul companiei este foarte ok, că știe să implementeze proiecte europene, că are un audit, are un consultant care face aplicația, noi pe fiecare aplicație primim puncte, note, ca la școală, ca la examenul de bacazi. Deci nu vorbim acum că te duci și prezinți un proiect și spune aia, de când vă așteptam, dragi buzoieni? Nu, trebuie să luptăm pentru fiecare, din cauza aceasta și diferența între operatori. Unii operatori bogați vor fi și mai bogați și alții săraci vor fi și mai săraci. De ce? Păi pentru că nu implementează proiecte finanțate de Uniunea Europeană sau au probleme în implementare și dacă ai avut 10 contracte și unul nu l-ai finalizat, ai o mare problemă, că trebuie să dai toți banii înapoi. De unde dăm noi banii 100 de milioane la Buzău înapoi? Deci este... Din punctul am putea ăsta ajunge de vedere, într-o astfel nu, de situație? Buzău e campion la atragerea banilor și nu, nici nu există această posibilitate, nici real, nici teoretic, nici practic, nu. Dar vă spun că nu este o joacă și nu este ușor să semnezi un contract de finanțare și să-l implementezi. După toate aceste reguli pe care cineva spune că au și salarii bune. Salariile acelea sunt verificate. Dacă doamna Săvulescu pe ștat, care încă o dată este analiza cost-beneficiu, el se află în documentele de aplicație. Din cauza aceasta, primul capitol instituțional dă organigrama companiei, dă UIP-ul din cine e, Popescu Marcel, Boieru George, adică fiecare cu nume și prenume, spune funcțiile și când vine auditorul se uită și spune, eu cred că tu știi carte, să discutăm. Și te întreabă, și dacă nu știi carte, stai jos și mai faci o tură. Deci, cu aceste proiecte europene ale companiilor, eu zic că e un moment foarte important, toată lumea să fie alături de ei și să facem companii puternice, să avem apă bună, că și prețul se va regla, se va ajunge la un preț, cotă. Ăla este prețul, avem investițiile făcute și de aici și din încolo. Momentul acela poate fi reglat în jos, da? Da, dar din acel moment. Dar acum nu putem. Cine spune că vom regla în jos, e utopie. Trebuie să-și ia bagajul și să nu vină la proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Domnule Boieru, se vorbește foarte mult despre calitatea apei și spuneați și în pauză despre câteva probleme care există în țara noastră și pentru care Uniunea Europeană ne-a impus să luăm măsuri. Sunt probleme urgente. Sunt probleme și o să vă rog dacă puteți să ne spuneți, fără a ne spune zonele din țară, ca să nu creăm niciun fel de probleme. Sunt probleme care conduc la boli grave din cauza calității apei de la robinet. Exact, da.
Calitatea apei, pentru că totuși trebuie să înțelegem, pe timpul tovarășul nu contează, acum niște ani, nimeni nu băga calitatea apei, se făcea, venea DSP-ul, îți lua probe, zicea, ești bun, mai pune niște vară în apă, mai stinge-l, mai pleacă de aici. Uniunea Europeană n-a făcut așa. A venit prima dată, acum 17 ani, 18, și a făcut proiecte tampon pe arii foarte bine delimitate. Și a zis, ce probleme aveți voi în România? Păi prima și cea mai mare problemă o reprezintă nitrații din sol. Ei au ajuns la 300 de metri. Au intrat în sol, ați dat cu azot pe câmpuri, ați făcut producție de catop, porumb, mare record la hectar. Luați de aici acum. Și s-au constatat că sunt zone areale în care noi nu mai putem să luăm apă din pânza freatică. Și atunci trebuie să ne ducem. Dacă vorbim de un județ Bihor, ne ducem la Criș. Și atunci luăm apă din Criș, de suprafață, și o băgăm în uzina de tratare a apei și dăm la tot județul Bihor. Adică adaptăm situația. Dacă ne ducem la Constanța, luăm apă de la Mergidia și o ducem până la Negru Vodă, Plopen, Chirnogen și localitățile din sub, până la Vama Veche. Deci sunt zone în care nu, apa nu mai poți lua, nu este bună. Cum în jurul Bucureștiului, poți să sapi și la 500 de metri, ajungi la chinez, dar apă bună tot nu este. Și atunci trebuie să faci ceva în această temă, pentru că Uniunea Europeană cunoaște, a avut 6-7 ani la dispoziție și a studiat aceste zone și spune, atenție că acolo ai o problemă. Cei mai afectați sunt copiii. Au fost situații, acum mai puține, dar aceste situații le cunoaștem foarte bine, facem aceste analize și aducem apa, nu știu, la Lehliu o aducem de la București, dacă e nevoie și nu putem să facem acolo. Că asta este situația, nu trebuie să... Noi în Buzău nu avem astfel de situații, nu avem colectoare. La satul mare trebuie să aducem un colector 137 de kilometri. De ce? Că în toate acele 14 localități, apa nu putem să o aducem de niciun fel. Și nu avem nici ce să captăm. Nu avem râuri, nu avem de unde, nu avem Dunăre. Ați făcut facultatea în Germania, nu? Da, am făcut după ce am fost militar. Deci v-ați pregătit în Germania, da. După cariera militară, ați ales acest domeniu. Și vă văd foarte pasionat în legătură cu, în primul rând, cu munca pe care o depun companiile din țară pentru a atrage fonduri europene, dar și cu sănătatea românilor pe care vreți să o ajutați prin acești bani europeni pentru care vă luptați. Nici eu nu știam. Am învățat toate aceste lucruri. Eu ce am învățat în aceștia 23 de ani? Să atrag bani de la Uniunea Europeană. Cum îi atragi? Cu capul, cu mintea ta, cu știința până la urmă, dar și cu o metodă și o înțelepciune. Iar eu, ca român, acum 20 de ani mi-am propus să devin lider, cel mai bun din România. Să am cele mai multe proiecte când România intră în Uniunea Europeană și din 87 de proiecte am avut 38 și eu să fiu în frunte acolo. Și acolo sunt din 2007. Ați rămas comandant, nu? Am rămas comandant și lider al consultanților și vreau să și învățăm cu toții din aceste probleme, pentru că Comisia Uniunii Europene și toți oamenii aceștia nu văd decât binele României. El te vede un aliat dacă și tu îi demonstrezi că știi ce vrei. Adică eu vreau la Buzău să am apă bună, canalizare la un preț bun, corect, determinat, dar să nu mă opresc, să fac investiții mereu și să o ducem din ce în ce mai bine. Pentru că având și apă și canalizare, avem un segment asigurat din sănătatea noastră. Spuneți-mi, întreabă foarte mulți telespectatori referitor la conductele de azbociment despre care s-a tot vorbit și pe care cred că ar trebui să le fi eliminat până acum, nu? Sunt un pericol pentru sănătatea bucăienilor. Da, dar nu vorbim de... Noi nu avem astăzi o conductă în Buzău, să spun, de azbociment în care trece apa și pleacă la blocuri. Nu avem. Deci nu avem. Haideți, trebuie să spunem lucrurile corect. Deci astăzi clarificăm. Avem aici 10 foraje, luăm apa de aici, o ducem la stația de tratare, de aici o băgăm printr-o conductă de azbociment care să producă cancer în populație. Nu avem. Avem zone periculoase pe care le vom schimba. Și care din cauza sunt zonele acestea, periculoase? Zonele periculoase în Buzău sunt zonele unde s-au construit blocurile și acum, după Revoluție, blocurile
sau conductele n-au mai suportat. Ele au fost dimensionate la 60 pentru blocuri. Dar lângă blocuri s-au mai construit alte blocușoare și alte blocușoare. Și atunci de unde să mai ducă? Acolo trebuie să ne ducem noi, să-i dăm o presiune constantă și la un preț bun, adică și să asigurăm alimentarea cu apă acestor zone. Avem din cauza aceasta și soluțiile tehnice nu sunt ușoare. Din cauza aceasta, noi tot ce am făcut în Buzău, am făcut cu beneficiarul, cu domnul primar, să ne punem. Nu ne-am corelat noi acum în execuție, că dânsul are mersul dânsului, venim și noi cu proiectul european. Poate nu ne-am pupat, adică, exact. Unde nu v-ați pupat? Ca păi, să de exemplu, clar. Avem o stradă și asta e strada A. Strada asta are 100 de metri. Ideal era, veneam eu cu sistemul, schimbam conducta sau o reabilitam, mai făceam 10-20 de branșamente și venea dânsul și o asfalta. Poate una asfaltat-o. Mai repede decât... Și acum să vezi durere, că fie trebuie să vin pe jos prin pipe jacking, fie să mai sparg un colț, fie ca la noi la român, dar nu avem ce face. Deci trebuie să recunoaștem. Deci n-ați putut să-l convinge să vă aștept. Nu, nici nu puteam, nici nu ne-am propus cum să conving un primar, nu-mi propun așa ceva. Dânsul are mersul dânsului și eu cu doamna Săvulescu venim... Mai încet că... din spate, nu? Mai încet, că și proiectele europene, știți cum e, clar, nu le aprobăm. Clar, e greu să le obții. Da. Și sunt etape care trebuie respectate în timp. Spuneți-mi, ca să clarificăm, în cât timp n-o să mai avem conducte din azbociment în Buzău? O să dispară cu totul? Cu totul. După reabilitare, după încheierea celor 3 ani, nu mai avem nicio problemă în Buzău. După cei 3 ani? Da. Bun. Toate zonele și tot ce înseamnă zona reabilitate va fi executată. Nu vreau să vă las să plecați până nu vă întreb de ce. De fiecare dată când plouă mai mult, se inundă anumite zone din municipiu. Cam am văzut că și capitala a fost sub ape. Și capitala României, și a Franței, și a Angliei. Și toate și capitalele. Și de păi ce toată lumea se inundă. Ne simțim și noi în Buzău mai bine acum, dacă suntem chiar în rând să cu vă simțiți Parisul și cu Londra. Pentru că ele sunt dimensionate la o dimensionare în care are și plus, nu? 30% 40%, cum i-a dat inginerului proiectant acolo din calcul, dar sunt momente accidentale acestea, 30 de minute, nu poți să le prevezi. Deci așa adică va fi captarea mereu, apei, captarea apei, nu va fi mereu. De ce? Noi cum facem? De exemplu, avem o zonă, un rond, nu știu denumirea unui rond la dumneavoastră, nu știu, Șal de Gol, sau ca ați văzut în București. Hai să luăm Șal de Gol. De ce s-a inundat el? Pentru că cele 7 ramificații n-au putut să absorbă. De ce? Că nu există între pompa 2, între strada Primăverii și Doroban, stația de retenție folosință. O să o pun în folosință, acolo se va rezolva. Și noi la Buzău, dar numai pas cu pas. Nu putem să cerem acum bani pentru apele pluviale de la Uniunea Europeană când eu n-am apa bună la bloc. Trebuie să înțelegem că ele trebuie să făcute într-un grafic și într-o determinare logică. Nu putem să inventăm așa, știți, dragilor, punem că va veni apa, că poate va veni peste 3 ani, cum a fost ieri sau alaltă, poate. Nu putem așa, dar sigur va fi mai bine. Adică, sigur vom îmbunătăți și captarea apelor pluviale. Mai cât de des veniți la Buzău? Bănuiesc că mai veniți în perioada următoare, nu? Venim aproape săptămânal. Săptămânal. Da, când vor începe implementările. Acum stăm că vine doamna director la Jasper. Adică beneficiarul vine la Jasper. Suntem cu aplicația la verificarea soluțiilor tehnice și de adaptabilitate. Acum sperăm să terminăm în 2 luni. Între timp, doamna director să scoată la licitație primele contracte de lucrări și, începând de anul acesta, să-i dăm drumul la treabă pentru 3 ani de zile. Din acest an, da? Din acest din an. Din toamnă, probabil. Din toamnă, să dea Dumnezeu să avem primul contract de lucrări semnat și să începem implementarea lui. Pentru că, bănuiesc că trebuie să vă încadrați în termenul de 3 ani. Obligatoriu, dacă nu, rămânem fără bani. Deci aici este o altă problemă. Graficul nu este așa la îndemână oricum. Ai o perioadă, trebuie să ai constructorii pregătiți și dacă nu, să faci publicitate, să marketing, să-l dezvolți astfel încât să poți să implementezi. Și eu sunt convins că UIP are puterea să scoată la licitație, să gestioneze implementarea lor. Domnule Boieru, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să veniți astăzi la noi în studio și vă mai aștept. Sper să ne mai vedem în perioada următoare și până când vor începe lucrările, pentru că sunt multe întrebări de la telespectatori și aș vrea să le răspundeți tuturor.
să ne întâlnim și pe șantier și cu telespectatorii. Sigur. Ca să vedem că nu avem cel mai mare preț al apei, să vedem că trebuie să facem aceste investiții în Buzău și o facem pentru noi și copiii noștri. Clar. Vă mulțumesc, domnule Boieru, și vă mai așteptăm. Spor la treabă în continuare. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV în câteva minute. Seară bună, la revedere!